Da, nouă ne place să descoperim tinerele talente, să arătăm oamenii care pe bune merită să fie arătați la televizor. Sigur o să ziceți despre următoarea fată că e bine că am făcut un reportaj, pentru că este o tânără coreografă din satul Dăncen, din raionul Ialoveni. Și de 5 ani de zile conduce ansamblul de dansuri populare Brâuleți, care se bucură de performanțe. Să o cunoaștem pe tânăra specialistă Veronica Pânzaru. Promovează tradițiile autentice prin exemplul ansamblului de dansuri populare Brâuleți din Dânceni, care de 5 ani de zile adună mai toți copiii din sat. Originară de la sudul Moldovei, absolventă a Academiei de Teatru și Arte Plastice, Veronica Pânzaru a ajuns coregrafă încă de pe băncile instituției de învățământ, deși dansul îl practică de când se ține minte. Am început cu grădinița. Din micuți erau mici, care puteau să vorbească, care nu. Alergam dealul la Dăceni și valea înapoi ca să reușesc la rutieră, că vinem atunci cu rutiera. Iar la moment m-am căsătorit și chiar trăiesc în Dăceni. Peste 50 de copii dornici de a cunoaște arta mișcărilor frumoase se adună de două ori pe săptămână la orele de antrenament ghidate de profesoara lor îndrăgită. Sunt foarte mândră de ei, fiindcă muncim foarte mult, muncesc și eu, muncesc și ei. Am participat la concursuri naționale, raionale, dar am fost și invitați speciali în România, în județul Ilfov. Micii artiști din Dăceni spun că prin dans și harul lor promovează dragostea de neam și de țară. Mă bucură de fiecare dată când vin la dansuri, mereu vin cu un gând că am venit aici și aici mi-e locul. Chiar cred că merită să faci parte dintr-un grup de dansuri, mai ales din grupul de dansuri ansamblu Brâuleți. Doamna Veronica este o profesoară foarte bună, ea ne învață foarte multe dansuri și foarte multe mișcări. Trebuie să ai foarte multă răbdare, să ai creativitate și cumva fiecare este individual în felul lui și tu trebuie să fii individual pentru fiecare în parte ca să-i poți valorifica și să le trezești sentimentul ăsta de euforie atunci când stau pe scenă. Iar cei mai emoționați de reușitele micuților săi sunt părinții. Chiar eram un pic sceptică. Ce caută fițcana asta tinerică? Eu știu, a face e treabă cu copilul meu, ori nu a face, dar bine, haide să-mi scriu copilul în acest ansamblu. Atâta timp cât nu ești în contact cu această lume, cu, nu știu, pământul să tremure sub picioare tale când mergi, atunci cred că nici n-are rost să rămâi aici. Dar noi suntem oameni de artă, oameni de cultură și mergem înainte. Doamna Veronica e un specialist foarte bun, așa că rezultatele se mișcă din loc, chiar și după o lună de zile când ei s-au bucurat cu deși. Cei ce fac din tot sufletul, cu mare dăruire de sine.